Două prelevări de organe au avut loc la Spitalul Județean de Urgență din Deva în luna iulie. Familiile a două persoane aflate în moarte cerebrală au fost de acord ca suferința lor să aducă speranță altor persoane. La mijlocul lunii iulie, familia îndurerată a unui pacient în vârstă de 54 de ani, diagnosticat în moarte cerebrală la secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Deva, găsea puterea de a ajuta alți oameni, de a oferi altor familii șansa de a avea pe cei dragi alături, fiind de acord cu donarea de organe și țesuturi. Intervențiile de prelevare au fost realizate cu echipele de la Institutul Clinic Fundeni pentru Ficat și de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca pentru rinichi. Astfel, la Centrul de Transplant Hepatic al Institutului Clinic Fundeni, viața unui pacient a putut fi salvată în urma intervenției realizate. La Cluj-Napoca, doi pacienți au beneficiat de o nouă șansă la viață datorită transplanturilor renale, iar transplanturile de cornee au fost realizate în cadrul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București. Câteva zile mai târziu a avut loc cea de-a doua prelevare de organe, tot în luna iulie acestui an, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva. Duminică 28 iulie, în urma gestului plin de altruism al familiei unei alte paciente în vârstă de 69 de ani, diagnosticată în moarte cerebrală în urma unui AVC ischemic, s-au prelevat ficatul, rinichii și cornea. Ca urmare, încă o viață a putut fi salvată în urma intervenției de transplant hepatic, doi pacienți au fost salvați de la dializă, iar alți doi pacienți se vor bucura de o viață mai bună datorită transplanturilor de cornee. Au transmis reprezentanții Agenției Naționale pentru Transplant.